Dacă trăiești într-o lume alb-negru, în care totul este bun sau rău, fără nuanțe de gri și te simți trist și gol, cu o frică intensă de a fi lăsat singur, atunci ar putea să experimentezi ceea ce este cunoscut sub numele de TPB. Tulburarea de personalitate borderline este o problemă de sănătate mentală, caracterizată printr-o imagine distorsionată despre sine și prin dificultăți în reglarea emoțiilor și în menținerea relațiilor. Afectează aproximativ 1-2% din adulți. Precum toate tulburările de sănătate mentală, este considerată un spectru, ceea ce înseamnă că poate să se manifeste în moduri foarte variate, de la crize obișnuite de furie până la forme severe de autovătămare. Cauzele TPB nu sunt pe deplin înțelese, unul dintre motive fiind legătura dintre TPB și dependență, alte probleme de sănătate mentală și tulburări de alimentație. Factorii de mediu, cum ar fi o copilărie caracterizată de neglijență și abuz, par să joace un rol, dar și genetica poate fi implicată. Deoarece știința nu a reușit încă să găsească dovezi biologice pentru a diagnostica tulburările mentale, trebuie să ne concentrăm asupra simptomelor, pentru a vedea dacă cineva ar putea avea TPB. Pentru a exemplifica acest lucru, faceți cunoștință cu Alex. Alex e un tânăr de 20 de ani, student, care a fost mereu sensibil, dar în ultima vreme se simte mai izolat și extrem de emoțional. El experimentează 5 simptome ce sunt adesea asociate cu această tulburare. Alex trece prin schimbări rapide ale identității sinelui. Într-o singură zi, poate trece de la a se simți ca un zeu la a se simți lipsit de valoare. În cazul unei crize, el trece de la o personalitate la alta. Acesta este momentul când experimentează momente de disociere, în care se simte detașat de corpul său, fără niciun simț al sinelui. Alex are ceea ce este cunoscut ca o imagine de sine distorsionată. El trăiește emoții intense și instabile. Cele mai mici dezamăgiri îl pot face să-și piardă mințile și să rupă prietenii într-o clipă. Fiecare emoție pe care o simte, o simte intens. Bucuria devine euforie și tristețea se transformă în depresie. Acest roller coaster emoțional îl epuizează. Atunci se disociază. Alex se luptă cu impulsivitatea. Atunci când vorbește cu prietenii săi, Alex se simte deseori neînțeles. Lipsindu-i aproape complet autocontrolul, începe să țipe sau să reacționeze violent. Mai târziu, se simte rușinat. Pentru a face față, consumă droguri, mănâncă sau devine violent. Adesea față de propria persoană. El are o frică intensă de abandon. Atunci când prietena lui anulează întâlnirea lor în ultimul moment, rupe relația cu ea și câteva minute mai târziu o bombardează cu mesaje cerându-i iertare. Este constant îngrijorat că ea îl va părăsi și solicită reasigurări la standarde imposibil de atins. Toate acestea duc la relații instabile. Atunci când Alex se teme că va fi abandonat, își rănește prietenii fără niciun motiv evident. Prin respingerea celorlalți, crede că poate evita să fie respins el însuși. Mai târziu, se simte rușinat și promite că se va schimba. După o perioadă intensă de paranoia, Alex vrea să renunțe la facultate, care în acest moment este practic singurul lucru stabil din viața sa. Atunci cel mai bun prieten al său îl roagă să caute ajutor. Când vorbește cu un profesionist, el află despre TPB și că tratamentele tipice sunt forme de psihoterapie, precum TCC, terapie cognitiv-comportamentală, TBC, terapie dialectic-comportamentală, sau TBM, terapie bazată pe mentalizare. Psihiatrul le explică de asemenea că în unele cazuri pacienții au medicamente, cum ar fi stabilizator de dispoziție. Acest lucru poate fi important, deoarece peste 50% din adolescenții care încearcă să-și ia viața sunt diagnosticați cu tulburare de personalitate borderline. Înțelegerea condiției sale este un mare ajutor. Cel puțin acum știe că nu este singur. Ce credeți? Ce putem face pentru a ajuta pe cei care suferă de TPB? Împărtășiți-vă gândurile sau experiențele cu această tulburare în comentariile de mai jos. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts.
Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproschool.com.